că la noi în societate cel mai ușor este să te iei după alții, nu după Dumnezeu. Și este lucru care eu îl întâlnesc zilnic la spovedit. Dacă spovedesc o tânără și îi spun, ai grijă să nu faci păcate, spune, părinte, nu pot să nu fac, că râd prietenele mele de mine. Noi suntem un cerc de prieteni și trebuie să ne comportăm toate la fel. Deci vezi, cu prietenii mei vreau să mănânc iedul, să-mi încep păcatul. Dacă spovedesc un băiat și îi spun, măi, fii cu minte sau fii serios, știi ce îmi spune? Ai, părinte, dar mă luați de prost, dar acum e o modă, dacă nu cunoști două, trei fete într-un an, înseamnă că ești un tip slab. Păi, dacă așa fac toți prietenii? Deci cu prietenii mănâncă iedul. Așa fac și oamenii mari. Să încumătresc, să împretenesc, cunună, botează, îl vede pe ăla că bate nevasta, o bate și el, vede că ăla bea, bea și el, vede că ăla curvește, curvește și el, vede că ăla fură, fură și el. Și zic, băi, dar nu-i frumos, în primul rând zic, nu-i ortodox, că ce să-i spui unui om la spovedi, poți să mustri un om că a greșit, fapta-i săvârșită. Și el spune, părinte, n-am ce face, părinte, așa e toată societatea. Păi da, societatea e din mine, din tine, din el, din ea. Dacă el ia să schimbă și cu mine și cu tine, facem o societate bună. Ăștia stau, nu știu dacă pricepeți ce vreau să spun, dar vă spun o glumă banală, ați văzut? Mereu să fac comisii anticorupție. De tot felul, de soluții, de idei și în învățământ mai fac o comisie și în spital o comisie și la poliție o comisie și la judecătorie o, poliție, o comisie și la avocați o comisie și la președinție o comisie și la parlament o comisie. Toate vor să stârpească corupția. Ce corupție să stârpești, domnule, când omul e putră din el? Oricare îl pui acolo, el în primul rând când a prins funcția nu știe cum să fure. Băi, eu știu cât stau în ea să mă umplu. Și el începe corupția. Și îi combat corupția. Nu există așa ceva, asta e o prostie. Cu oameni bolnavi nu poți face lucruri sănătoase. A spus profetul David, ori psalmul 11, ori 8, ori versetul 11, vă spun cum spune versetul. Pune oameni de nimic sus și nelegirea o să fie pretutindenea. Scurt, n-am spus-o eu.